Bun găsit la Observator Update, sunt Stan, iată 5 știri pe care trebuie să le știi astăzi. Românii programați pentru vaccinare trebuie să aibă cu ei și cartea de identitate. Pentru fiecare persoană sunt alocate 15 minute pentru triaj medical și vaccinare. Unul din doi angajați ia în calcul schimbarea jobului în 2021, arată un studiu Best Jobs. Românii vor salarii mai bune și oportunități în carieră. Dacă ai resimțit gerul, trebuie să mai ai răbdare câteva zile. Meteorologii spun că vremea se încălzește în weekend când vor fi temperaturi peste medie. Un tânăr a stat trei luni în aeroportul din Chicago, fiindu-i teamă să se ducă acasă din cauza pandemiei. Din octombrie până pe 16 ianuarie a trăit din mila pasagerilor. Hai să facem și o escală în timp pe 19 ianuarie 1983. Apple lansa desktopul Lisa. Cam așa arăta PC-ul care costa 10.000 de dolari. Acesta a fost topul știrilor de azi. Ne găsești pe observatornews.ro, Facebook, Instagram sau TikTok. Pe curând!